Bun găsit, prieteni! Mihai Stepanov cu ultima noutate despre site-ul 10x Bitcoin. Deci eu aștept ca majoritatea din voi informația pe e-mail cu condițiile de plată. Dar vă recomand la fel să vă uitați în direcția aceasta unde sunt noutățile plasate. Și în ultima noutate este un link pe Facebook unde este descris procedura cum va fi organizat procesul de plată. De ce și cum, de ce este descris. Deci prima ce vreau să spun că plata va fi făcut în așa fel ca să dovedim tot, să facem și să nu pierdem comisioanele dintre acele persoane care să plătească de pildă înaintea noastră. Deci s-a făcut o fereastră de 7 zile, începând cu 17 noiembrie, deci nu de pe 14, dar totuși de pe 17 să înceapă, până pe 24 noiembrie o să avem la dispoziție 7 zile pentru a face plata și doar după aceea o să facă calculul final de comisioane. Deci o să dați la traducere și o să vedeți ce și cum scrie aici. Deci uitați, de pe 17 noiembrie, ora 5, ora din New York, până la 24 noiembrie. Deci, și o să fie făcute pe porțiuni trimiterea mesajelor pe e-mail. Nu o să primească brusc trebuie odată. O să fie încă codificat fiecare persoană, o să aibă numărul lui. De pildă, cum scriu aici, că fiecare două ore, începând de pe 17 noiembrie, cu porțiuni vor fi trimise pe e-mail-uri datele la persoane pentru activare, a trecerea face plată. Dacă voi ați primit e-mail-ul și ați întârziat pe el, a trecut 2, 4, 10 ore, nu importă, aveți 7 zile la dispoziție, deci nu puteți face plată până vine e-mail-ul acela. Deci asta e principal. Deci nu e așa că în 2 ore, dacă a venit e-mail-ul, aveți la dispoziție numai 2 ore să faceți plată. Deci ei cu interval de 2 ore trimit e-mail-uri. Deci nu-s trimat odată 60.000 cât au, de pildă, eu știu, 1.000 de e-mail-uri trimis peste 2 ore. Alte 1.000 ca să fie tot lent, să nu fie abrupt serverul lor dintre comenzi de plăți de oameni, ca să nu fie probleme. De ce în perioada aceasta, cât vor fi feriesele acestea pornite, poate să fie că unele persoane noi nu se poate să facă înregistrare. Dacă nu se primește, încercați pur și simplu în altă zi să faceți înregistrare, până la urmă o să puteți să faceți înregistrare. La fel este informația cu aceste monete, 500 care îi stau nou grație la înregistrare. Deci ele nu sunt legate cu aceste 5 dolari. Unica, sunt mai multe feluri de bonusuri aici și în final nu prea înțeleg vom pierde, ori nu vom pierde dacă nu facem plata de 5 dolari. Aceste 500 de monede. La înregistrare se dau atât. După ce o să termine perioada de plată, tot nu-i condiționat că neapărat trebuie să cumpărați 5 dolari poziția bronz ca să primiți aceste monede. Unica, aceste monede vor fi explicate pe linkul acesta în altă noutate, el încă nu este.
Mai târziu o să fie. Deci o să vedem ce spune despre ce este criptomonete. Deci criptomoneta aceasta este creată de compania Deep Profit Stream. Eu n-am studiat ce fel de companie asta este. Este o companie partener sau chiar fondatorul la 10x Bitcoin. Deci ca să nu iasă video prea lung, o să studiați. Aparte ce reprezintă compania asta. Deci ea va crea ea se ocupă de criptomonede. Tot a fost careva matrice când o așa spune niște. Ok. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.